Odată cu majorarea cu 12,5% a valorii punctului de pensie, a crescut și plafonul pensiei, care conferă pensionarului dreptul la compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor. În aceste condiții, beneficiarii programului de compensare sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială de până la 1608 lei pe lună, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri. Au crescut punctul de pensie, era undeva în jur de 1400 de lei, acum a ajuns la 1700 de lei punctul de pensie, automat a crescut și plafonul de la care noi compensăm 90% medicamentele. Adică și persoanele care au venituri sub această, sub această sumă, 1608 lei, da, care au venituri sub 1608 lei, beneficiază de gratuitate pentru medicamente din sub lista B. Diferența substanțială față de anul trecut în această privință este că, până acum, persoanele care aveau pensie mică, dar mai aveau și alte venituri în completare, să spunem din chirii sau din, nu știu, din orice alte surse, să zicem chiar și drepturi de autor, nu beneficiau de... Îi se cumulau veniturile și acel, toate veniturile totale, dacă erau sub plafon, erau compensate. În schimb, acum... E vorba doar de pensie, pensia sub 1700, sub 1600 de lei, beneficiază de medicamente gratuite.